primar Simeri, în 2013, primăria a dat aviz împotriva acelui act juridic definitiv dat de un tribunal din Cluj. Sesizarea a făcut. A dat aviz peste. Da. Sesizarea acelui cetățean care n-a putut veni a făcut-o la procuratură și procuratura a trimis la DNA. Și se pare că încă e în cercetare, pentru că nu s-a primit nicio hotărâre din partea DNA-ului. Deci în 2007 s-a dat un plan de urbanism, în 2013 s-a dat o hotărâre din primărie împotriva unei sentințe definitive a unui tribunal din Cluj. Atunci nu apar semne de întrebare față de ceea ce se întâmplă și știm ce se întâmplă în România. Uneori politicienii stau într-un tur de gânde și noi știm, eu știu care e relația mea cu politicianul, ca om liber, pentru că mă reprezintă pe mine. Și știați că în 2000, în anul trecut, au fost și 6.000 de oameni, nimeni nu s-a sesizat, ce vor oamenii ăștia? Și la Direcția de Sănătate Publică se pare că apar îndoieli și lucruri care grave legate de impactul asupra sănătății. Rinite, cronice, boli autoimune la copii, cancere, nu știe nimeni nimic. Colegii de la medicii de familie au fost puși la un travaliu de aproape luni în șir, nu au primit nicio sinteză a ceea ce au făcut ei. Pentru că există, dincolo de Direcția de Sănătate Publică, un inspectorat la Cluj și îți prinde suspiciunea. Pentru că ei trăiesc în Cluj și noi știm ce poate face o multinațională față de noi. Inclusiv și niște procese împotriva unor cetățeni care au fost cu o voce mai puternică și le-au intentat procese pentru defectul de imagine pe care l-au creat. Deci sunt niște lucruri și niște suspiciuni. Acum noi cu inteligența dumneavoastră, cu a noastră, trebuie să găsim o cale pentru ca să fie, să ieșim din suspiciunea asta și de lipsa asta de încredere și cred că alții care au dintre colegii noștri au aprofundat mult mai mult lucrurile decât ceea ce știu eu. Și vă rog să fiți alături de noi să alegeți domnul. Da, aici este o discuție, constat o discuție liberă și eu cred că putem ajunge astăzi la anumite concluzii, inclusiv în ceea ce privește activitatea judecătoria și în ceea ce privește ce e de făcut aici. Eu o să merg un pic în spate și să vă spun de ce o să merg în spate, tocmai că atât această problemă de cred că acest lucru este adevărat, important și esențial. Și m-aș bucura dacă am reușit să depășim această criză de cred. Eu îmi amintesc anul 2008, eram în funcția de prefect, deputat de Gorj era colegul meu sub prefect, și îmi amintesc că atunci când discutam de partea cealaltă, era mai perfect dintre liderii contestatari. Vă amintiți greșit, niciodată n-am stat unul de o parte și celălaltă. Atunci când erați prefect, mi-am terminat cu acele mișcări în Sebeș. Da. Tocmai acest lucru vreau să spun, astăzi de atâtea ori la mine am discutat aceste lucruri. Nu, n-am fost niciodată pe tema asta. Eu zic să revinăm la cazul de astăzi. Deci, era prefect Covaciu. Haideți că vorbim
termenilor și tot ceea ce este, inclusiv putem demonstra că tot ceea ce spun eu este valabil din punctul de vedere a faptului. Și vă spun următorul. Criza a fost depășită atunci în următorul mod. În anul 2008, știți foarte bine că fabrica de formaldehidă era ridicată și vreau să fie autorizată să funcționeze. Eu vă spun clar, am fost sunat și mi s-a cerut ca prefect să-i ajut să intre în legalitate. Și am ajutat să intre în legalitate. A fost demolată instalația și au primit amendă și au fost puși la punct. Așa au intrat în legalitate. Deci asta a fost intrarea în legalitate atunci. Tot atunci, în 2008, a fost adus analizorul pentru forma aldehidă care s-a mutat aici. În 2014 a fost adus, s-a mutat vis-a-vis de fabrică. În 2014 s-a mutat unul în cartierul Cogărnicianu. Nu vă supărați, de cine a fost supărat analizorul? Ce era fizică? Agenția de Protecție a Mediului. Cu va cunoștua. Din banii cunoștua. Deci Agenția de Protecție a Mediului. Dar știi, de acord, eu vă spun ceea ce s-a întâmplat atunci. Așa se face. Nu știu, haideți un pic ca să... Ați văzut, v-am ascultat. Atunci, în acel moment, după ce s-a montat acea aparatură de analizare, s-au cumpărat, s-au înlocuit filtrele. Da? Rețineți. De ce fac acest rimen? Pentru că este important să știm că așa se lucrează. Și cred că acest model poate să fie folosit și în continuare pentru a ne exista criza de încredere. Eu vreau să vă spun că am aici un document semnat de autoritățile statului, cu directorul de la Agenția de Mediu din Alba, care îmi spune mie, de exemplu, și să știți că este din a noastră, din 2016, luna ianuarie, data 25. Am notat ce a spus doamna, că în 2014 ați avut măsurători de formaldehidă depășite. În septembrie. Uitați ce spune domnul director de la mediu. În perioada 2012-2015 nu s-au înregistrat depășiri ale concentrației maxime admisibile. Conform statului. Eu vă cred. Deci problema este că va trebui să câștigăm acest secret. În minciuni, ce să câștigăm? Da, asta în ce spun? Asta este. Să vedem cum să recâștigăm acest secret. Domnul prefect este aici. Este șeful instituțiilor de concentrare. Eu vreau să vă spun că atunci, în 2008, cel care era director la mediu a plecat din funcție. Nu-i cazul să vorbim de plecarea din funcția unor directori, acum nu vorbesc de acest lucru. Atunci a plecat din funcție pentru că așa s-a întâmplat atunci, știți foarte bine. Nu, a plecat că a fost demis. A plecat pentru că a fost împins de la spate, dacă uită condiția. A plecat că a fost demis. Și de este că ceea ce văd eu aici, acest raport pe care eu l-am primit, da. Și ceea ce spuneți dumneavoastră sunt două lucruri care sunt paralele. Adică aici, pe mine ca și parlamentar, autoritatea statului mă liniștește și îmi spune că lucrurile se desfășoară în regulă și sunt ok, iar dumneavoastră aveți această îngrijorare. Și va trebui, eu nu zic că autoritatea statului greșește. Zic că nici dumneavoastră greșeți. Va trebui odată să găsim o soluție. Cine să controleze dacă într-adevăr ce a scris aici este adevărat și atunci dumneavoastră veți să dea încredere? Și ce este de făcut în ceea ce privește transparența? Pentru că eu cred că dacă era mult mai transparent și mai aplicat spre discuții, mă surprinde că nu este primăria aici. Și am să vă spun și de ce. Pentru că am aflat că nu s-a mai făcut acel studiu de impact. Păi vă spun eu,
În 2008 am primit un raport de la Institutul de Sănătate Publică din Târgu Mureș. Când eram prefect și pe regiunea centru era următoarele date. Despre situație statistică despre bolnavii de cancer. Și județul Alba era pe primul loc cu 29%. Să știți că județul Brașov, de exemplu, avea doar 10% din bolnavii de cancer, cu toate că și acolo s-a făcut formaldehidă și acolo au avut întreprinderi foarte poluante. Și altfel, vreau să vă spun că de câteva ori am încercat în diverse moduri și mi s-a spus că nu există resurse financiare ca Ministerul Sănătății să facă cu adevărat un studiu să vadă de ce sunt bolnavi de cancer oamenii aici. Nu știu, poate nu mâncăm sănătos, poate ne poluează cronoșpanul, poate ne poluează Roșia Montană, poate ne poluează altcineva.